Și ați menționat, printre altele, că ați fost și în Germania și am înțeles că ați avut ocazia să vizitați familia Furdui, un caz deosebit, bine cunoscut internațional. Această familie se confruntă cu o situație de-a dreptul deosebită. Și aș vrea să vorbim puțin despre acest caz, despre cazul familiei Furdui. Povestea lor, așa cum dumneavoastră o cunoașteți îndeaproape, să zic așa, poate mai bine decât citim noi în presă. Da. Înainte să plec din România, Domnul mi-a pus pe inimă să ajung neapărat și în această familie mult binecuvântat. M-am sfătuit mai întâi cu pastorul bisericii de la Hanovra, fratele Ghiță Vatamaniu, l-am întrebat dacă dumnealui socotește oportună vizita mea la familia Furdui, cum să nu ar fi de mare ajutor. Am luat legătura cu dânsii, mi-am anunțat sosirea și într-o zi de sâmbătă, după amiază spre seară, am ajuns la dânsii acasă, o localitate undeva la circa 30 de kilometri de orașul Hanovra, care este în partea de nord a Germaniei. Și am avut o părtășie deosebită timp de 3 ore. Mai întâi am citit un cuvânt din Biblie, ne-am rugat, după aceea ca să se creeze o atmosferă apropiată, o atmosferă plăcută, prietenească și frățească. I-am întrebat unde v-ați născut, cum ați crescut, cum v-ați cunoscut, cum v-ați căsătorit, cum ați ajuns mai întâi în Spania, după aceea cum ați ajuns în Germania și așa mai departe. După care ei, pentru că aveau pe inimă gânduri și durerea sau dorința asta, s-au pornit să-mi explice pas cu pas ce le-a întâmplat. În data de 26 aprilie, anul acesta 2021, această organizație Protecția Socială sau Protecția Copilului din Germania le-a luat cei 4 copii de la școală, cei mai mari, fără ca părinții să știe nimic. După care au venit acasă și au luat și pe ceilalți 3 copii mai mici, între care ultima fetiță de 1 an și 2 luni. E foarte important să știe și creștinii din America, din Germania, din România, de peste tot, 26 aprilie, o zi de luni, când se întorc copiii din weekend la școală, învățătorii, profesorii se prefac a fi foarte preocupați de viața lor, de nevoile lor, de problemele cu care se confruntă și le pun fel și fel de întrebări. În realitate sunt întrebări capcană, întrebări teribile. Și dacă au aflat weekend după weekend că ei copiii merg la biserică în fiecare duminică și dimineața și seară, și că mai fac și nu știu ce treburi gospodărești și altele și altele și altele și altele, gata, au inventat un motiv, cred ei, suficient de temeinic ca să ia copiii din această familie, pentru că sunt prea disciplinați, sunt prea educați în sensul strict al cuvântului și că merg prea mult la biserică. O familie deosebită, părinți deosebit, fratele Petru și sora Camelie. Oameni care s-au străduit cât le-a stat în putere și cât s-au priceput să-și crească bine și neapărat foarte bine copiii. Cei 4 mai mari de la școală cântă la diferite instrumente, cântă în orchestra școlii și sunt foarte apreciați și de către profesori și de către colegi, dar și în biserică unde slujesc Domnului mereu și mereu cu inimă bună, cât și cum se pricep și cum le-a dat și le-a rânduit și lor Dumnezeu să slujesc. Mai mult decât atât, au în spate o grădină foarte frumoasă. Ca să aibă copiii preocupări practice, dar și plăcute, le-au cumpărat păsări, adică găini, nu știu ce, ieburi, nu știu ce, papagali, o frumusețe deosebită din toate punctele de vedere. Foarte apreciați și foarte iubiți sunt de vecini, vecinii care se minunează. Uite, o familie civilizată, disciplinată, 7 copii, nu e de aici de acolo. Și n-au înțeles, ei au fost
pur și simplu paralizați, că n-au priceput ce se întâmplă. Când au venit să le ia și ceilalți copii, s-au gândit că poate este cine și o greșeală, este o confuzie foarte serioasă la mijloc și că nu o să dureze mult și o să se rezolve de la sine în câteva zile toată această nebunie sau toată această grozăvie. N-a fost să fie așa. Mai mult decât atât, un om foarte important din Hanovra, la care fratele Petru a lucrat o vreme, a aflat cele întâmplate și a sunat, asigurându-i că nu o să dureze două zile și o să-și primească imediat copiii înapoi, pentru că ceea ce s-a întâmplat, spunea dumnealui, este absolut inacceptabil. Au trecut două zile și nu s-a întâmplat nimic și în a treia zi a sunat fratele Petru și l-a întrebat pe domnul acesta dacă are vreun răspuns pentru dânși. Și omul, cumva foarte jenat, îi spune: nu se poate face absolut nimic pentru copiii voștri. Am intervenit și am vorbit la nivelul cel mai înalt, cu autoritatea cea mai importantă în chestiunea cu protecția copilului, că răspunsul meu este ceva ce ne depășește. Nu ține de noi, de orașul nostru și de landul nostru. Și mai mult, spune omul acesta, am contactat 5 avocați, cei mai redutabili avocați de aici, de la Hanovra, și niciunul n-a vrut să audă despre cazul Furdui. Și a adăugat omul acesta un lucru foarte interesant: numai Dumnezeu și numai biserica vă mai pot ajuta. Au cheltuit cu un avocat care vine de departe spre 45.000 de euro în toate aceste luni și nu s-a putut face și nu se poate deocamdată, omenește vorbind, face nimic palpabil. Au voie să-și vadă copiii o oră pe săptămână într-un spațiu vai și vai, să nu-i sunt de-a dreptul spațiu carceral, n-au voie să vorbească românește cu copiii, se răstesc la ei dacă li se pare că ar face nu știu ce semne sau gesturi sau ce cuvinte și dacă se întâmplă, spre exemplu, copiii când se despartă de părinți să plângă, că este o durere sfâșietoare, nu știu, este un dor de ambele părți. Intervin autoritățile acestea teribile și fac imediat raport. Îi stresează la maximum pe copii întâlnirea cu părinții, ar trebui să asistăm orice întâlniri, să nu se mai vadă niciodată copiii cu părinții pe care îi descriu în toate felurile. Și nu este absolut deloc adevărat, sunt două persoane, fratele Petru și sora Camelia, două persoane admirabile din toate punctele de vedere. Pare incredibil ca autoritățile să aibă atâta putere și influență asupra unei familii care, din toate punctele de vedere, social, spiritual, emoțional, se îngrijesc de copiii lor în mod responsabil. Care este argumentul? Totuși, trebuie să existe un motiv pentru care aceste autorități au luat asemenea măsuri foarte, foarte drastice. Da. Este o întrebare excelentă și mulțumesc foarte mult pentru această foarte, foarte importantă întrebare. În orice chestiune există o dublă perspectivă, și anume perspectiva umană și perspectiva divină. I-am întrebat, după ce mi-au povestit pe îndelete tot oful și toată durerea lor, i-am întrebat dacă au mulțumit din toată inima Domnului pentru ceea ce li se întâmplă. Și am întrebat dacă au lăudat și au binecuvântat din toată inima numele Domnului pentru ceea ce li se întâmplă. Și normal, au recunoscut și unul și celălalt că niciodată n-au mulțumit Domnului pentru ceea ce se întâmplă. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, spune: toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și mai spune să luăm scutul credinței cu care vom putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. I-am încurajat spunându-le: Dumnezeu a avut și are mare încredere în voi. V-a ales nu la voia întâmplării pentru această foarte importantă lucrare. Alții în locul vostru poate și-ar fi pierdut mințile și ar fi făcut lucruri din care afară de necugetate. Nu sunt autoritățile cele care au hotărât ceea ce au hotărât. Sigur că este un interes
chiar mai mare decât autoritățile cele mai mari, nu de la Hanovra, din Germania, de la Berlin. Un interes mult, 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 mult mai mare. Au o armată de psihologi, de parapsihologi și de psihanaliști care studiază 24 de ore din 24 comportamentul uman și comportamentul de grup. Acum, noi suntem în anul acesta 2021, an în care omul nelegiuit dansează de bucurie pentru că i-a venit vreme. Și noi suntem ținta omului nelegiuit sau ținta balaurului. Au făcut o încercare foarte reușită cu familia Botnariu și au vrut să vadă reacția comunităților de creștini, comunități românești întâi de toate, dar nu numai, de acolo din Norvegia, după aceea din România, din Europa și de peste ocean. Și a fost o reacție extrem de puternică și extrem de energic. Au lăsat să mai treacă în mod deliberat câțiva ani ca să repete experimentul. De data aceasta, reacția creștinilor din Germania, din România și de aici, de peste ocean, este palidă în comparație cu ceea ce a fost ani în urmă în cazul Botnariu. Mai mult decât atât, noi în România, câțiva ani în urmă, știți că am avut referendumul acela pentru familie, referendum pentru care s-au adunat fără nicio problemă peste 3 milioane de semnături. Și părea că referendumul va trece fără absolut nicio problemă și n-a fost deloc așa. Ne-am dat seama că avem de a face cu puteri extraordinare care influențează modul de gândire și comportamentul uman. Au fost, mă rog, și manipulări foarte serioase prin toate mijloacele avute la îndemână de aceste puteri nelegiuite. Referendumul a trecut, o lovitură teribilă au primit în inimă creștinii de cea mai bună caritate și oamenii de bună credință din România și nu numai din România. Lucrarea aceasta este o lucrare extrem de importantă prin care Dumnezeu transmite un mesaj foarte puternic tuturor familiilor creștine din Germania, din Europa, din România, de aici, din America și din lumea întreagă, pentru că nu o să treacă multă vreme și toate familiile creștine vor trece dintr-o dată exact în același foarte important experiment sau dintr-o dată prin aceeași foarte, foarte importantă și foarte necesară, chiar dacă dramatică, lucrare. Și ei au mărturisit și au spus, da, ai perfectă dreptate, de când trecem prin ceea ce trecem, ne-am apropiat foarte mult noi ca părinți de Dumnezeu în posturi și în rugăciuni și în lacrimi fierbinți și ne-am apropiat și unul de celălalt. Mai mult ne-am apropiat foarte mult de copii și copiii s-au apropiat de noi mai mult ca niciodată. Copiii au cerut instrumentele, 6 din ei sunt în diferite cămine de tineri și fetița este dată în plasament la o familie germană. Copiii cei mari au cerut instrumentele de acasă și în căminele unde sunt plasați cântă într-una și într-una tare să se audă mereu de câte ori posibilitatea cântările Domnului, cântările minunate. Fratele Petru adaugă și zice, noi suntem 14 copii răspândiți prin toată lumea, 14 frați, adică, și niciodată n-am fost mai uniți cum suntem acum, mai aproape de Domnul și mai uniți unul cu celălalt. Și am încurajat mereu și mereu spunându-le, veți fi un dar de mare binecuvântare pentru familiile care una după alta vor trece exact în aceeași situație și veți fi ce să le spuneți și cum să le spuneți și cum să-i încurajați pe ei după aceea copiii voștri. Vor deveni experți în tot ceea ce înseamnă relația cu protecția copilului, cu protecția socială sau la școală cu profesorii, cu colegii, într-o situație de felul ăsta și așa mai departe. Va trebui să luăm o scurtă pauză, dar aș vrea să discutăm când revenim despre motivul pentru care Dumnezeu îngăduie asemenea tragedii într-o familie precum această familie dragă, care... pe lângă faptul că au descoperit ocazia, oportunitatea să se apropie de Dumnezeu, cred că suferă emoțional și nu le-a fost ușor șocul. Aș vrea să privim lucrurile din punct de vedere spiritual,
din perspectiva lui Dumnezeu. De ce îngăde Dumnezeu asemenea tragedii? Pentru că ați spus că e posibil ca ele să revină și mai accentuat în viitor. Și posibil să fie așa. Am vrea să fim mai bine pregătiți și în segmentul care urmează vom vorbi despre aceasta. Rămâneți cu noi, vom reveni. Am revenit în studio. Astăzi o ediție specială cu un invitat special, domnul Ioan Panican, președintele Forumului Civic din România. Se află împreună cu mine și vorbim despre familia Furdui, povestea acestei familii care trece chiar în acest moment printr-o situație teribil de dificilă. Cei 7 copii au fost luați de protecția copilului din Germania și cred că șocul a fost extraordinar de puternic. Dacă am personalizat și ne-am gândit ce am face noi dacă am fi puși în această situație, cred că fiecare am fi șocați. Da, cred că este cuvântul. Și aș vrea să întreb cum a rezistat această familie la acest șoc, din câte dumneavoastră ați înțeles, și de ce îngăduie Dumnezeu asemenea șocuri? Da. Șocuri multiple, șocuri de diferite feluri. Așa i-am și găsit prin durarea Domnului în sâmbătă aceea din august. După cele 3 ore de părtășii minunate, ne-am rugat, ne-am încredințat în mâna Domnului și ne-am dus la odihnă. Am dormit la dânsii foarte simpatici, dacă nu avem copii acasă, avem camere berechet. Fac o paranteză spunând că ei tot printr-o minune dumnezeiască au cumpărat casa în care locuiau și s-au străduit să o amenajeze cât mai bine cu putință în raport de posibilitățile pe care le aveau. A doua zi dimineață, duminică, am avut iarăși o binecuvântată părtășie, iarăși am citit din Biblie, dânsii s-au îngenunchiat și m-am rugat pentru dânsii ca să vină și pe mai departe o putere, o înțelepciune, o pace și o dragoste dumnezeiască peste ei și mai cu seamă în lăuntrul lor. După aceea ne-am dus la biserică, la Hamburg, au ținut neapărat să mă însoțească și cei de la Hamburg i-au primit cu o dragoste minunată, cu adevărat frățească și dumnezeiască. Au făcut chiar și o strângere de ajutoare, o strângere bănească pentru familia Vordui și pentru nevoile foarte serioase în care se găsesc, cu avocați, cu tribunale și așa mai departe. Și după aceea am fost la biserica pe care o frecventau dânsii, biserica de la Hanovra. Ei au slujbe numai între ora 3 și 5 după amiază, cei de la Hanovra, că sunt într-o biserică unde mai fac slujbe și alții în sfârșit. Și foarte interesant ce spuneați despre chestiunea cu șocul, trauma aceasta teribilă. De câteva săptămâni bune nu mai veneau nici la biserica Hanovra unde sunt membri. Era o apăsare, un gând, că cine știe cum se uită la ei, frații și surorile din biserică, crezând ce spun autoritățile germane, că până la urmă autoritățile germane au renunțat la toate acuzațiile și au rămas doar la una singură, că părinții ar pune în pericol integritatea corporală a copiilor. Prezintă un pericol major, ceea ce este o minciună nemaipomenită, dar nu este nimic nou sub soare. Și eu în biserică iarăși am binecuvântat și iarăși am spus bisericii cum dânsii sunt mai binecuvântați decât toți ceilalți la oaltă din biserică, pentru că Dumnezeu a hotărât pentru lucrarea aceasta de loc ușoară, au fost primiți cu toată dragostea și cu toată prietenia, etc., etc., etc. Ne-am bucurat și am lăudat cu toată inima numele Domnului, ne-am despărțit cu căldură și cu prietenie și cu dragoste pe veci. Că de atunci am mai sunat, am mai vorbit cu dânsul și mereu și mereu. Ne încurajăm, ne rugăm, citim din Biblie, cântăm prin telefon și mergem înainte cu inimă bună. Despre experimentul pe care îl îngăduie Dumnezeu sau îl hotărăște Dumnezeu și se folosește de aceste teribile și nemaipomenite autorități. Le-am spus, printre altele, încurajându-i și această foarte importantă mărturie. Între cei care au fost în închisoare în vremea comunismului, pastorul Francisc Vișchi,
de la Biserica Reformată, inițiatorul mișcării betaniste, o mișcare de trezire spirituală în interiorul Bisericii Reformate Maghiare. Și toți pastorii implicați în această mișcare, împreună cu alți credincioși din biserică, arestați, judecați și condamnați la ani grei de închisoare. Pastorul Francisc Vișchi, familia, soția și cei 7 copii au fost deportați de unde locuiau dumnealor, la Marghita, lângă Hunedoara, lângă Oradea, undeva în Bărăgan, într-o colibă unde și apa era greu de procurat. Și la un moment dat, în închisoare fiind, cumnatul dumnealui, tot pastor în Biserica Reformată, îi spune: Feri, dacă nu faci ceva, tu ai să mori în închisoare. Dar de ce? Te topești pe picioare de dorul familiei. Ai o durere enormă care ți apasă inima, ți apasă sufletul și o să te distrugă cu tot. Și ce trebuie să fac? Zice să-ți înmormântezi familie. Faci o slujbă de înmormântare pentru fiecare membru al familiei. Și pastorul zice: nu mi-a fost ușor, dar a trebuit să fac lucrul acesta și am înmormântat fiecare membru al familiei. Din acel moment s-a luat greutatea și apăsarea aceea teribilă care era pe sufletul meu. I-am încurajat și pe dânsii și încurajez pe toți respectatorii și toate familiile cu copii de pretutindeni din întreaga lume. Copiii nu sunt ai noștri, copiii sunt ai Domnului. Ei ne-au fost dat cu un împrumut pentru o vreme ca noi să exersăm față de ei, să zic, atributele divine. Să exersăm față de ei bunătatea, înțelegerea, îndelunga răbdare, mustrarea, credința, dragostea și așa mai departe. Dar ei sunt ai Domnului și sunt în mâna Domnului pentru totdeauna. Și vă spun și le-am spus și dânșilor, lucrarea aceasta extrem de importantă care stă scrisă în Biblie de mii de ani și care astăzi vorbește cu o putere și cu o autoritate, cu o înțelepciune mai mare ca niciodată înainte. În 2 Împărați, în capitolul al 5-lea, este o parte foarte importantă de Scriptură intitulată Vindecarea lui Naaman. Și ni se spune despre Naaman acesta că era cel pe care se sprijinea împăratul Siriei. Deci era omul lui de încredere, mâna lui dreaptă. Și era comandantul armatelor siriene, armate foarte iscusite și din care afară de dure, de crude, peste tot pe unde treceau armatele siriene, făceau prăpăt, făceau părjor, măcel. Și spune, dar omul acesta tare și viteaz era bolnav de lepră, o boală incurabilă. Și versetul următor adaugă și spune, și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră din țara lui Israel o fetiță care era roabă în casa lui Naaman, era roaba nevestei lui Naaman, sirianul bolnav de lepră, boală incurabilă. Și versetul al treilea spune ceva absolut uluitor. Fetița a zis nevestei lui Naaman: o, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul acela l-ar tămădui de lepra lui. Mi-i spun odată, boală incurabilă, lepra. Poate fetița și-a văzut propria familie măcelărită înaintea ochilor de soldații de armata siriană. A fost adusă, nu i se spune nici numele și nici vârsta. Știm doar că sigur are un loc de mare cinste lângă tronul de slavă al Domnului Iisus în cer. Ea și împreună cu ea familia ei. Mai întâi, fetița aceasta a avut un comportament exemplar în familia lui Naaman și în felul acesta ei, stăpânii, au căpătat încredere în ea.
Mai apoi, fetița aceasta a fost învățată de părinții ei să trăiască frumos, oricând și în orice loc. Și mai mult, ea și-a văzut părinții trăind frumos. Viața noastră frumoasă are un impact frumos asupra vieții copiilor cât sunt la noi și după aceea când pleacă de la noi. Și lucrul cel mai important, fetița aceasta era plină de Duhul Sfânt, era plină de Dumnezeu, pentru că auzise în casa părinților ei, mereu și mereu vorbindu-se despre Dumnezeul lui Israel, despre Dumnezeul cel viu și adevărat, despre Dumnezeul minunilor. Fetița aceasta a împlinit ceea ce Domnul Iisus a vrea să ne spună mai târziu când a venit pe pământ în magistrala predică de pe munte: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei care vă blasfemă și rugați-vă pentru cei care vă fac rău, faceți bine celor care vă asupresc și așa mai departe. Prin cuvântul extraordinar rostit de fetița aceasta, s-au pus în mișcare trei împărății: împărăția siriană, împărăția lui Israel și deasupra tuturor împărăția lui Dumnezeu. Și s-a făcut o minune prin care s-a făcut o evangelizare în lumea întreagă, în lumea întreagă cunoscută de atunci. Naaman a depus mărturie spunând: nu există alt Dumnezeu sub soare decât Dumnezeul lui Israel, adică Dumnezeul minunilor. Și acum să nu vă mire, copiii noștri vor fi duși în familii mai teribile decât familia lui Naaman, unde sunt lepre, peste lepre de toate felurile, în interior, în minte și în trup. Biblia numește pornirile acestea nici mai mult, nici mai puțin decât patim scârboase. De ce spunea omul acela important de la Hanovra că este vorba despre un interes care trece dincolo de autoritățile din Hanovra sau din landul respectiv sau chiar din Germania? Pentru că sunt la mijloc interese multiple, între care sume incredibile de bani, miliarde și miliarde și miliarde de dolari și de euro, pentru acești copii care trebuie să ajungă neapărat în anumite familii, ca să fie educați într-un anume spirit și să fie neapărat folosiți într-un anume fel sau, ca să nu zic altfel, abuzați. Aici, în America, spre exemplu, mă iertați și imediat, în timpul campaniei de anul trecut, strigau ca din gură de șarpe unii dintre cei care au pretenția că hotărăsc destinul acestei țări, că toți copiii republicanilor și toți copiii din familiile creștine conservatoare trebuie luați și trebuie duși în tabere speciale și reeducați, adică educați într-un autentic spirit democratic al libertăților tradiționale americane și așa mai departe. N-au spus lagăre, au spus tabere, dar este absolut același lucru. Și sub comunism s-a procedat în felul acesta, în fosta Uniune Sovietică, au fost mii și mii de familii cărora li se luau copiii, numai pentru că acasă erau învățați câte ceva din Biblie. Vă puteți da seama, cei care urăsc statul de drept, adevărata democrație și libertate, ei strigă în gura mare că trebuie reeducați cei care prețuiesc democrația și adevărata libertate. La Bruxelles, ca să nu fim mai prejos că este vorba de aceeași lucrare teribilă, strigă în gura mare parlamentari. Păi zice, copiii nu sunt ai familiilor, copiii sunt ai noștri, adică ai statului, pentru că noi plătim alocație, noi le facem educație și câte și mai cât. Ei, cei care, în special cei care strigă în gură mare, habar n-au ce înseamnă nici familie, nici copii și toate celelalte. Dar astea sunt vremurile și copiii noștri vor merge în astfel de locuri și acolo vor trebui să dea o minunată și mult binecuvântată mărturie pentru prorocul Iisus, care vindecă pe oricine, de orice boală, de orice viciu și de orice lepră. Foarte interesant această amplețirul din tot ce ați spus, un aspect care merită acordat atenție, și anume faptul că această tragedie socială are implicații majore spirituale și este totuși o oportunitate pentru noi să fim martori, ca și creștini,
Această familie Furdui se pare că a fost aleasă de Dumnezeu în vremuri ca acestea. Probabil este un test, așa cum ați spus, să se vadă cât de unită este comunitatea creștină, cât de puternici sunt părinții creștini și cât de ușor renunță la copiii lor. Iată că este o ocazie, o oportunitate pentru noi ca să învățăm din această experiență, cum am învățat și din experiența familiei Botnariu, când toți creștinii din lumea întreagă s-au organizat, s-au unit și au spus: ajunge, copiii ne aparțin, noi suntem părinți, noi avem drepturi, noi îi vrem înapoi și libertatea să educăm așa cum noi credem că ne cere Dumnezeu. Ce credeți că ar putea face diferit, în special familia Furdui, în situația lor, pentru că se confruntă cu o problemă legală, una socială și cel mai grav una spirituală, pe care singur nu o pot duce? Ce ar putea ei să facă diferit sau ce ați sfătuit să facă, dacă există ceva diferit care ar putea să se facă în acest sens? Și noi, ca și creștini, răspândiți în lumea întreagă, care probabil că vom fi ținta acestor autorități mai devreme sau mai târziu. Da, ați folosit un cuvânt extrem de important: martori. Toți oamenii mântuiți sunt rânduiți să fie misionari și evangheliști, toți copiii Domnului. Nu contează vârsta, nu contează rangul, nu contează culoarea pielii, limba pe care o grăim, etc., etc. Și copiii aceștia sunt rânduiți și trebuie să fie pregătiți să fie misionari și evangheliști. Toți suntem chemați să fim misionari și evangheliști, martori ai lui Hristos. Chiar dacă unii la un nivel mai mic, alții la un nivel mai mare, nu are absolut nicio importanță. Ce i-am sfătuit? Le-am spus așa: când veți merge la tribunal, trebuie să aibă neapărat în confățișare, măcar că tribunalul mereu și mereu îi amână. Fac o paranteză: la tribunal n-are voie să vină nimeni, nu participă nimeni din afară, judecătorul, procurorul, avocatul și cei doi, atât și nimeni și nimic mai mult. Și le-am spus așa: când mergeți în înfățișare la tribunal, dumneata, frate Petru, să fii pregătit, i-am dat și un înscris pe puncte, să exerseze bine de tot în limba germană, să spui următoarele cuvinte. Și i-am spus sorei Camelia: iar dumneata să fii bine pregătită și să scoți la un moment dat telefonul în timp ce dumnealui vorbește și să-l înregistrezi, să faci exerciții de acasă, ca să nu strebure mâna, să se vadă bine, să se audă bine. Întâi de toate să spui așa: domnule judecător sau onorată instanță, vrem să mulțumim din toată inima statului german, care iată ne găzduiește cu generozitate pe noi, familia noastră, de 9 ani de când ne-am mutat în această țară. În al doilea rând să zici așa: vrem să mulțumim din toată inima creștinilor germani, care în vremea comunismului, de dragul Domnului Iisus, riscându-și viața și libertatea, au adus în România și Biblie și literatură creștină și medicamente și bani pentru familiile persecutate. În al treilea rând să zici așa: vrem să mulțumim din toată inima părinților și bunicilor dumneavoastră, care au adus pe lume prunci și pentru slava lui Dumnezeu, dar și pentru binele poporului german. Noi am învățat multe lucruri de la părinții și de la bunicii dumneavoastră și de la familiile germane, creștine, tradiționale de odinioară. Și dă exemplu familia Hohner de la Trossingen, producător de instrumente muzicale, pian, acordeon, muzicuțe, etc., etc. Eu am fost acolo, la Trossingen, și m-am informat la fața locului cu privire la istoricul acestei familii importante. Familie care a avut 13 copii și copiilor la rândul lor au avut 7, 10, 14 copii, etc. Dă exemplu familia aceasta și spui: familii de felul acesta ne-a inspirat și pe noi, în România și românii din Germania, să avem prunci, copii, băieți și fete, să-i creștem pentru slava și gloria lui Dumnezeu și pentru binele poporului în mijlocul căruia ne-a rânduit Dumnezeu să fim. După aceea să zici neapărat așa, în al patrulea rând,
Vrem să mulțumim din toată inima învățătorului german Martin Luther, unul din cei mai însemnați învățători ai bisericii, care între altele a zis: Biblia nu este o carte veche, nici o carte modernă, ci este o carte eternă. Mm. Și noi, încurajați de învățătorului german Martin Luther, am zis să punem la inimă și în practică învățăturile minunate ale Bibliei. Iar în cel de-al șaselea rând, cel din urmă, să zice așa: noi nu avem niciun fel de resentiment și nu urăm pe nimeni pentru ceea ce ni s-a întâmplat și ni se întâmplă. Și chiar dacă avem inimile zdrobite de durere, am hotărât să încredințăm totul în mâna lui Dumnezeu, adică în mâna judecătorului cel drept. Și pui punct. Vă mulțumesc și gata. Asta urmează să facă sau deja s-a făcut? Nu, urmează când va hotărâ tribunalul. Era să zic, când o să le bubuie mintea, atunci o să hotărăsc. Pentru că nu este, nu știu ce mare secret ce o să spun eu acum, există o corupție teribilă, o corupție nemaipomenită la absolut toate nivelurile. Și în justiție, și procuror, și judecător, și asta, corupți din creșteri și până în tălpi. Probabil când o să se apese un buton de nu știu unde și o să se zică, hai, ultima înfățișare, și atunci se va face ce se va face. Vreau să mai spun un lucru foarte important, mi-a venit acum în minte. În România, când la început președintele Iohannis, care nu și începuse cel din tâi mandat, era să zic, ai milă, Doamne, vorbind cu dumnealui cum vorbim noi acum, l-am întrebat între altele: domnul președinte, știți sau înțelegeți ce provocări extraordinare vă stau în față? Sunteți pregătiți să faceți cum se cuvine față acestor provocări istorice teribile? Și între altele i-am spus, 6 luni de zile în urmă, Comisia Națională de Etică Germană a înaintat un proiect de lege Parlamentului de la Berlin, Parlamentului German, pentru dezincriminarea incestului. De atunci au trecut ani buni și acum se lucrează de zor la o lege în Germania, legea avortului postnatal. Deci după ce a născut omul, să aibă voie 10 zile să omoare copilul. Că nu-i place nasul, culoarea ochilor, urechile sau nu știu ce. Deci trăim vremuri teribile, vremuri serioase, pentru care Dumnezeu face o chemare și o strigare serioasă pentru noi, copiii lui, întâi de toate, pentru că ne vrea lângă El și pentru că trebuie să avem un antrenament și o pregătire foarte serioasă pentru aceste vremuri foarte serioase. Și mă rog din toată inima, Domnul să aibă încredere în noi, noi să ne încredem în El și să-L iubim, indiferent prin ce ne este dat să trecem, dar și El să se încreadă în noi. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vom lua din nou o pauză, va fi ultima pauză, vom reveni și vom concluziona acest program. Rămâneți cu noi, revenim în câteva secunde. Am revenit în studio. Astăzi, împreună cu profesorul Ioan Panican, vorbim despre povestea familiei Furdui și lecția pe care o învățăm din această experiență dificilă. Vedem că familia Furdui și familia în general sunt ținta autorităților, ținta duhurilor rele care încearcă să clatine temelia familiei tradiționale. Să distrugă ceea ce Dumnezeu în înțelepciunea Lui a hotărât încă înainte de întemeierea lumii. Familia care este inima bisericii și biserica este inima unei societăți. Așa este. Ce e de făcut? Ce trebuie să facem noi acum ca și credincioși în aceste zile în care suntem provocați din toate părțile? Vom avea o emisiune și despre vaccin, pentru că această pandemie a produs foarte multă confuzie, a introdus frică, panică în lumea întreagă și curios că foarte mulți creștini au fost afectați, au fost prinși de această, groază.
de acest tsunami. Da. Dar ce este de făcut? Mai mulți ani în urmă era în brindurarea Domnului într-o biserică la Londra și la un moment dat în timpul predicii mă uit înspre partea bărbaților și întreb: sunteți pregătiți pentru ziua în care soțiile vă vor fi luate și nu le veți mai vedea niciodată? După care m-am îndreptat cu privirea înspre partea surorilor și am întrebat: sunteți pregătite pentru ziua în care soții vă vor fi luați și nu-i veți mai vedea niciodată? Și mai apoi am întrebat părinții cu privire la copii, dar și pe copii, pentru ziua în care vor fi luați din casele părinților, de la sânul părinților, și nu îi vor mai vedea niciodată. După biserică, un credincios cu multă știință de carte mă trage deoparte și mă întreabă: ce ai spus în cuvântul de predică se poate întâmpla în generația noastră sau în generațiile care vin după noi? Și am spus: Izraele, în orice moment, legile sunt pregătite de ani de zile cu punct și virgulă. Că vorbim de Bruxelles, că vorbim de Washington, același lucru. Dumnezeu a așezat un țăruș în mijlocul lor. Și când Dumnezeu va ridica țărușul, legile vor porni să lucreze cu intensitate, cu iscusință mare și cu brutalitate. Și am dat un exemplu. În timpul celui de-al doilea război mondial, într-o zi s-a semnat un decret: evreii sunt scoși în afara legii. Din acel moment, evreul n-a mai fost nimeni și nimic. Și n-a mai avut nimic. Și statul a putut să facă ce a vrut cu comunitatea evreiască. Așa a apărut Holocaustul, așa au apărut ghetourile, lagărele și milioane de evrei, și copii, și tineri, și maturi, și femei, și bărbați, uciși în împrejurări teribile, în împrejurări dramatice. Fac o paranteză foarte importantă. Încă o dată zic, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. În urma acestei tragedii incomensurabile, Holocaustul, a apărut minunea minunilor, renașterea statului Israel în 1948, în luna mai. Și în ceea ce ne privește pe noi, într-o singură zi se poate semna un decret. Creștinii, cum vor spune ei, fundamentaliști, extremiști, care nu se vor supune legilor nelegiuite, decretate de către nelegiuiți, vor fi scoși în afara legii. Nimic nou sub soare. Ce este de făcut? După întâlnirea importantă cu familia Furdui și cu biserica pe care o frecventează dânsii, că de acolo mai departe, i-am încurajat să nu mai lipsiți niciodată de la biserică. Noi trebuie să învățăm să ne împotrivim împotrivitorilor și împotrivirilor și împotrivitorului. Vine satana cu fel și fel de gânduri, de presiune asupra noastră, că cine știe ce gândesc cei din biserică, noi trebuie să ne împotrivim și să zicem simplu: pleacă satanul, că ce s-a scris, Domnului Dumnezeului tău să-i te închini și numai lui să-i slujești. Am trecut prin diferite familii în Germania și în Austria și am povestit puțin despre aceste lucruri. Nu mi-a fost mare mirarea. A fost mirare, dar nu foarte mare, când părinții, respectiv tații copiilor, familiilor pe care le-am vizitat, au spus fără să clipească: dacă vor veni la noi aceste autorități descreierate, noi, fără să clipim, zice, îi vom omorâ pe loc. Wow! Este o reacție care pare foarte dură, dar este o reacție care vine din adâncul inimii de părinte. Biblia zice mai întâi vine ce este firesc și după aceea ce este duhovnicesc. Este de înțeles, dar i-am încurajat spunându-le: totul este în mâna Domnului și totul se întâmplă sub privegherea Domnului. Când am intrat și noi în anul 2007 în Uniunea Europeană, care nu e nimic altceva decât o nouă Uniune Sovietică, aceeași mărie cu altă părărie, cineva, un om foarte, foarte important din România, care fusese în vremea comunismului aproape 10 ani în închisoare
și de dragul Domnului și de dragul poporului român, îmi spune, ce ne facem că vine satanismul peste noi? Și am răspuns, nu există bucuria nașterii fără durerea nașterii. Trebuie să fie mai întâi o durere mare, necazul cel mare, cum este numit în Biblie, și după aceea vine și o bucurie mare, bucuria bucuriilor. Și am încurajat pe acești părinți, și acum prin intermediul acestei foarte importante emisiuni, îi încurajăm pe toți, în toate părțile Pământului, să nu se lase controlați de toate aceste lucruri care se întâmplă și care se vor întâmpla, ci dimpotrivă să se trezească rapid, cum se cuvine la realitate, și să intre într-o pregătire de lupt, să intre într-un antrenament extraordinar ei ca părinți și să-și pregătească cum se cuvine copiii, adică ei ca părinți să aibă o viață frumoasă, exemplară de credință și unul față de celălalt, să învețe pe copii să trăiască frumos și să fie martori oriunde ar fi să fie duși și mai apoi să le spună copiilor mereu despre minunile lui Dumnezeu. I-am încurajat spunându-le, păi în Biblie spune că Domnul Iisus când va reveni pentru împărăția de 1000 de ani, El va conduce în împărăția de 1000 de ani, va guverna împreună cu cei care n-au primit semnul pe frunte și pe mână. Nu zice sau pe mână, că putem face o discuție amplă și din cuvântul acesta foarte important, în Apocalipsa, capitolul 20, versetul cu numărul 4. Așa. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecată și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și alor celor nu se închinase fiarii și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani și dintr-o dată li s-a luminat fața, gata, am înțeles care este planul lui Dumnezeu pentru noi, ce este de făcut acum în ceasul al 12-lea, până nu este prea târziu. Ținta noastră este împărăția de 1000 de ani și să guvernăm, să împărățim împreună cu Domnul. Dar pentru asta nu ne închinăm balaurului, fiarei, icoanei și nu lăsăm semnul nici pe frunte și nici pe mână. Un lucru foarte interesant, un predicator renumit din Suedia povestește cum adolescent fiind în liceu împrietenise și el cu alți colegi și cum se întâmplă la vârsta asta cu teribilisme de un fel sau de un altul, cu băutură, cu distracții, cu discoteci, cu droguri, cu desfrâu, cu de toate. Și zice, aveam în clasă o fată pocăită și fata asta de câte ori mă auzea vorbind urât, îmi spunea simplu, Uve, tu ai nevoie de Iisus. Doamne, Doamne, ce-o mai uram și pe ea și pe pocăiții ei și pocăința ei. Dar, zice, ea era deosebită cu totul de noi ceilalți. Și cum se coafa, și cum se îmbrăca, și cum vorbea, și cum se purta, cum își făcea lecțiile, temele la școală, etc., etc. Când mă auzea vorbind urât sau mă vedea purtându-mă urât, iar îmi spunea, Uve, tu ai nevoie de Iisus. Și cuvântul ăsta m-a urmărit an de rând. Am ajuns, zice, student la universitate și acolo mi-am dat inima Domnului, m-am pocăit. Și mi-am adus aminte de fata asta și am mulțumit cu lacrimi Domnului. Doamne, ce minune că ai așezat lângă mine un copil al tău care te-a mărturisit, cum a spus mai devreme, martor. E o simplitate extraordinară să le spunem tuturor, simplu, ai nevoie de Iisus, prorocul care vindecă orice lep, care vindecă orice boală. Și trebuie să spunem lumii întregi, Iisus este binele suprem, Iisus este speranța lumii și El trebuie să triumfe. Dar pentru asta trebuie o pregătire și mai apoi trebuie să ne scuturăm de demonul ăsta care se numește demonul rușinii. Unde s-a mai pomenit așa să ne fie așa ceva, să ne fie rușine să spune că suntem pocăiți sau suntem copiii lui Dumnezeu și moștenitorii unei împărății veșnice și nestricăcioase. Despre Domnul Iisus Biblia spune să ne uităm țint la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria ce era pusă înainte
a suferit crucea și a disprețuit rușinea. Și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Deci, pregătire, 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 pregătire. Mai întâi părinții și bunici. Să-și întoarcă fața de la idol și de la Dumnezeu străin, de la Baal și de la Astarte, toată inima și toată fața în fiecare zi spre Domnul, mai apoi ne apropiem unul de celălalt, trăim frumos, ne creștem copiii frumos și îi pregătim. Îi antrenăm ca să fie vitejii Domnului în vremurile foarte serioase care ne stau înainte. Avem, am ajuns la finalul emisiunii, avem o situație delicată, specială, cu această familie Furdui despre care am vorbit în această emisiune. Și aș vrea să vă rog, într-un minut sau două, să ne spuneți concret, cei care privesc acum, ce am putea face pentru această familie. Pe lângă rugăciuni, am înțeles că se organizează anumite evenimente de sprijin sau de protest public. Câteva gânduri în concluzie despre modul în care putem fi alături de această familie, putem să-i susținem și să fim o mărturie împreună cu ei. Cel mai important lucru în relația noastră cu Dumnezeu este încredere. Noi să ne încredem în Domnul, nu doar să credem în El, și El să creadă și să se încreadă în noi. Cel mai important lucru în relația dintre noi ca oameni este încredere. Să avem încredere unul în celălalt. Cine face, lui își face, și cine dă, lui își dă. Toate aceste meeting-uri sau demonstrații care se fac din loc în loc, se fac nu doar pentru familia Furdui, ci pentru noi toți, pentru toate familiile, pentru toți copiii, că ar trebui să ne mobilizăm. E adevărat că acum oamenii sunt prinși, sunt captivi cu această grozăvie care se numește pandemie, COVID, virus, vaccin, moarte și așa mai departe, și nu mai este aceeași tragere de inimă care era acum 5 ani. Dar noi ar trebui mai cu foc, mai cu foc, mai cu foc, să ne mobilizăm, să ne unim și să strigăm în rugăciuni, în post, în lacrimi: Doamne Stăpâne Iisuse, Fiul lui David, ai milă de noi. Spunea președintele Trump câteva luni în urmă: nu știu ce se întâmplă cu noi creștinii, dar parcă de la lună la lună suntem tot mai dezbinați și tot mai lipsiți de foc, adică de pasiune pentru binele țării în care ne-a așezat Dumnezeu să trăim, că binele nostru atârnă sau fericirea noastră atârnă de binele cetății în care suntem. Și mai mult, cu cât se răspândește fobia aceasta și spaima aceasta că băncile o să falimenteze și o să se întâmple fără îndoială și lucrul ăsta că este în foaia de parcurs, mai mult putem ajuta cu bani familia aceasta care plătește bani grei pentru toate înfățișările, toate discuțiile cu sfaturile pe care le au consilierea cu avocatul și cu toți ceilalți. Deci putem să sprijinim rugăciuni puternice, posturi puternice, manifestații, meeting-uri, bani, și putem și prin telefon sau prin mail să le mai scriem, să-i mai încurajăm: suntem alături de voi, vă iubim din toată inima, vă sprijinim, sunteți în inima noastră pentru totdeauna, să vă încredeți cu totul, în totul totului, totul în Domnul. Domnul, la vremea hotărâtă de El, își va întinde mâna și va face o lucrare măreață, ca să se știe, exact cum a spus omul ăla de la Hanovra: numai Dumnezeu și biserica vă mai pot ajuta. Și chiar așa se va întâmpla. Dar noi trebuie să fim prin credință cu toată inima lângă Domnul și mai apoi unii lângă ceilalți și lângă familia aceasta minunată și mult binecuvântată Furdui. Vă mulțumesc frumos, am ajuns la finalul emisiunii, punem punct aici, vă dau întâlnire data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Față în Față, pe același canal și la aceeași oră. La revedere!